Vlad Cosma, prima reacție, în a subliniere teptarea sentinței de la Înalta Curte, e un motiv de bucurie. Sunt clipe tensionate pentru familia Cosma, care a subliniere teapt ca din moment în moment, Înalta Curte de Casație subliniere I Justicie, ICJ, se vin cu pronuncarea sentinței definitive în dosarul în care fostul presubliniere-dinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat în prim instant la 8 ani închisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani închisoare. Vizibil afectat de întreaga situație, Vlad Cosma a evitat pe cât posibil să interacționeze cu jurnalul subliniere timp prezent și la Curtea Supremă. A refuzat să răspund întrebărilor despre sentinc, despre cele mai recente dezvăluiri, rezumându-se la a menționa ce este bucuros ce va deveni curând tat. Faptul ce a zis sau în aceste zile voi deveni tate un motiv de bucurie, iar în zilele următoare vă voi răspunde la toate întrebările. Le-a spus Vlad Cosma jurnalul sublinierătilor. Pe 11 aprilie 2014, procurorii DNA au trimis în judecat, sub control judiciar, pe Vlad Cosma, acuzat de trafic de influent, sublinierea I pe Mircea Cosma, pentru luare de mici sublinierea I abuz în serviciu. Omul de afaceri Răzvan Alexe a fost acuzat de trafic de influent sublinierea I dare de mici sublinierea I fostul director al Direcției Patrimoniu din cadrul CJ Prahova, Daniel Alexandrescu. De luare de mici subliniere I abuz în serviciu. În acela subliniere I dosar, omul de afaceri Răzvan Alexe a primit 2 ani subliniere I 6 luni de închisoare cu executare, iar fostul director al Direcției Patrimoniu din cadrul CJ Prahova Daniel Alexandrescu a fost condamnat la 6 ani de închisoare.